Ediția cu numărul 48 a tradiționalei competiții sportive de masă adresată elevilor din școlile gimnaziale din Sălaj și-a desemnat joi după amiază câștigătorii. Tradiționala competiție de masă organizată pentru elevii din școlile gimnaziale din județ s-a bucurat de o participare numeroasă, peste 3400 de elevi fiind angrenați în întreceri palpitante. Joi 2 iunie, cu prilejul etapei județene, s-au aliniat 528 de elevi, începând de la clasa a 3-a și până la a 8-a. Întrecerile au fost strânse la anumite discipline și lupta extrem de acerbă, dar așa cum este în sport, la final doar un sportiv sau o echipă este câștigătoare. Cei care au excelat în probele de atletism sunt Ștefania Pătălău de la școala gimnazială Marca și Claudiu Silaghi de la Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou, în cursele de 60 de metri fete și băieți. Maria Zmole de la școala gimnazială Marca și Ionuț Mureșan de la școala gimnazială Silvania și Mleu Silvanii în proba de lungime. Paula Lăcătuș de la școala gimnazială Dragu și Florin Dunca de la școala gimnazială Poiana Blenchi în proba de oină. Alexandra Șerban de la școala gimnazială Bucium și Marius Botiș de la școala gimnazială Someș Odorhei în probele de 800 respectiv 1000 de metri. Competiția de mini fotbal a fost câștigată de elevii școlii gimnaziale Silvania și Mleu Silvanii, în timp ce la handbal fete s-a impus echipa școlii gimnaziale Corneliu Coposu Zalău, respectiv cea a școlii gimnaziale Avram Iancu Halmăjd, în competiția rezervată băieților. La disciplina volei fete s-a impus echipa școlii gimnaziale Porolisum Zalău, în timp ce la volei băieți echipa școlii gimnaziale Silvania și Mleu Silvanii și-a dovedit din nou supremația și-a ocupat prima poziție.